Colegiul Național August Treboniu Laurian sau Liceul Laurian este un monument istoric de prestigiu al urbii botoșenene, un centru al excelenței și performanței, dar și un complex de tradiție și modernism. Fondat în 1859, la început ca școală gimnazială, a avut parte de o istorie cât se poate de impresionantă. Și societatea românească era pe traseul evolutiv al transferului, al contactului cu Occidentul, cum se numea civilizația occidentală. Deci a apărut ca o necesitate crearea unui școli superioare, a unui liceu, unde, eu știu, tinerii de atunci, care mai târziu plecau la Paris, dar tinerii de atunci locali, și vorbesc asta chiar din 1863, când a început primul curs gimnazial la Liceul Laurian de la început, spuneam că era necesar să simțea societatea avansa, iar în acest fel, reforma lui Cuza din 1864, au găsit botoșenenii, primarul și corpul didactic existent atunci, i-au găsit, să spunem, oricum avizați de această necesitate, de trendul instruirii școlare a tineretului botoșenean. Primul război mondial a avut un impact important asupra liceului. Între 1917 și 1922, profesorii fiind nevoiți să predea în locuri improvizate sau în alte școli. Situația s-a mai remediat și în 1922 bătrâna școală a fost redeschisă. Nu pentru mult timp însă. Noul regim comunist avea să închidă liceul pentru mai bine de un deceniu, acesta fiind transformat în muzeu sau depozit pentru materiale. După Revoluție a primit titlul de Colegiu Național. Bătrânul liceu a găzduit sute de generații de elevi și profesori. Niciuna la fel ca cealaltă, fiecare lăsând ca moștenire generațiilor viitoare spiritul liber și dorința de unicitate. Printre elevii legendă ai Laureanului se numără Nicolae Iorga, Elie Radu, Grigore Antipa, Octavo Nicescu, care au lăsat ceva nu doar pentru Laurian, ci pentru întreaga țară. Misterul s-a mai risipit în pereții foarte vechi. Deși sentimentul de copleșire este încă prezent, Laureanul de ieri reprezintă istorie, pe când cel de astăzi este ceea ce elevii liceului îl numesc acasă. Am fost foarte entuziasmată și aveam mari vise și tot felul de gânduri cum vor arăta următorii 4 ani. Abia așteptam să fiu boboc și să mă bucur de viața de liceu, pentru că foarte multă lume îmi spunea înainte că să profiți de liceu este cea mai frumoasă perioadă din viața unui om. Mi-aduc aminte că festivitatea se ținea pe terenul de sport, iar eu îmi cunoșteam dinainte toți colegii prin mediul online, pentru că era avantajul ăla de a-ți găsi toată familia, practic, pentru că în timp am ajuns o familie. Și îi așteptam să vină și veneau pe rând, făceam cunoștință pentru a doua oară. Și era sentimentul ăla de fericire că fiecare persoană aparține locului ăstuia. Am fost impresionată de tot ce însemna Laureanul, de clădire, de tot ceea ce s-a întâmplat, de cum se desfășurau lucrurile. Laureană, pentru că din totdeauna m-a fascinat și cred că are o poveste aparte prin care se diferențiază față de multe alte licee de prestigiu din oraș. Păi, Laureanul este unul dintre cele mai bune licee din tot orașul și am auzit foarte multe lucruri bune despre el și profesorii în sine, dându-și interesul foarte mare pentru elevi. M-a impresionat foarte tare și am zis că de ce nu Laurian? Oricum, prima mea opțiune, Laureanul a fost. Mi s-a părut cea mai bună opțiune. Am considerat că poate să-mi ofere cele mai multe oportunități. Grea întrebare. Cred că ambele, pentru că e la fel. Poate doar ceea ce s-a schimbat în Laureanul de și Laureanul de azi ar fi situația din afara liceului. Dar în rest, aici e la fel ca înainte. Păi, cel mai probabil Laureanul de ieri era mult mai strict și nu dădea libertatea pe care o dă azi elevilor.
profesorii nu se simțeau chiar atât de deschiși față de elevi și era o altă frică sau, nu știu, de a merge la o oră. Acum e frica că hai mai bine să chiulez decât să-mi iau un 2. Înainte era frica că poate se supără foarte tare și își pierde respectul față de noi ca și colectiv. Cred că amândouă au ceva de oferit. Laurean de aer are de oferit exemple, modele, pe care noi putem să le urmăm și pe baza ceea ce ne oferă acele modele putem să creăm noi ceva. Prin faptul că suntem și trăim într-un secol în care ni se deschid mai multe oportunități, mult mai ușor, oamenii sunt mult mai deschiși și avem și tehnologia asta care ne ajută și îmbinăm atât stilul și povestea veche a Laureanului cu actualitatea. Generația mea este una libertină în care fiecare grup se duce acolo unde simte că aparține. Chiar dacă suntem în clasa asta, nu înseamnă că toți trebuie să fim în clasa aia, nu. N-ai să întâlnești niciodată un elev de-a 12-a care va sta numai cu elevi de-a 12-a. Totul devine la comun. Mâncarea colegului de bancă devine mâncarea mea și tot așa. Cred că generația mea e mai dezvoltată. Are mai mult curaj să se implice și să ia atitudine. Viață. Familie. Implicare. Solidaritate. Libertate. Distracție. Familie. Și evoluție. Prima dată când am venit eu ca elev, am simțit ceea ce simt probabil și astăzi, mulți, o mare emoție, așa? Eu am venit de la țară la Laurean și experiența mea în Botoșani era mică. Am venit însă ca elev, mai timid, așa cum eram toți aproape în clasa noastră și am avut un colectiv de colegi foarte bun. La noi se schimba colectivul după clasa a 10-a când se dădea treaptă și după 4 ani am plecat și eu așa cum pleacă toți cei de astăzi, un pic mai experimentat. Laureanul este o școală europeană, o școală modernă, numele său se aude la majoritatea concursurilor din județ, din țară și nu numai. Astăzi, Liceul Laurean este unul dintre cele mai prețioase simboluri ale orașului Botoșani, centru de cultură și de excelență. Elevii Laureanului sunt prezenți la majoritatea concursurilor și olimpiadelor, întorcându-se aproape în permanență cu premii și medalii. Liceul găzduiește două trupe de teatru, Drama Club și Catarsis Antic, ambele premiate la nivel național și internațional. Se poate spune că spiritul liber promovat de Nicolae Iorga s-a conservat până astăzi, atât datorită elevilor cât și a profesorilor. Laurean, spirit liber, excelență, acasă.